Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Din cauza că guvernele PSD și PNL au distrus echilibru bugetar de stat în ultimii ani, taxele și impozitele trebuie să crească. Nu toate, ce drept. Cresc impozitele pentru companiile mari, dar și pentru cele mici, pentru bănci, se elimină facilitățile fiscale pentru IT și pentru cei din construcție, agricultură și industria alimentară. Crește impozitul pentru apartamentele noi și pentru cele de lux. În aceste condiții, prețurile vor mai crește pentru că multe companii vor încerca să transfere aceste majorări fiscale în prețul produsului final, cel pe care îl plătim noi. Economia scade și va mai scădea, în special în primul trimestru al anului viitor, când toate aceste schimbări fiscale vor intra în vigoare și vor lovi Bisinsul și economia. Nu avem și nici nu vom avea o viață economică ușoară în următorii ani. Cu toate aceste tensiuni economice, bine măcar că dobânzile la ale lei nu mai cresc. Spre exemplu, IRCC-ul, dobânda de referință pentru creditele ipotecare, cele imobiliare și cele de consum, pare bătut în cuie la 6%. După creșterea exponențială de anul trecut, care a dus la majorarea ratelor la creditele ipotecare cu 60%, IRCC-ul s-a stabilizat la sub 6% pentru trimestrul al patrulea. IRCC-ul care va fi luat în considerare de către bănci este de 5,96%. Bineînțeles că pe lângă acest IRCC se adaugă și marșa băncii în stabilirea dobânzii finale pentru un credit. Pentru că IRCC-ul s-a stabilizat, ratele la credite nu mai cresc, deci nu va veni o presiune suplimentară pe portofelul fiecăruia, cel puțin din această direcție. După ce intră salariul în cont, românii își plătesc prima dată ratele la bancă, după care vin celelalte plăți. Așa că, dacă IRCC-ul, care stă sub 6% și roborul, care stă la 6,4% de peste două luni, rămân la acest nivel, nici ratele la bancă nu vor crește, ceea ce în contextul actual pare o victorie. Când vor scădea IRCC-ul și roborul ca să scadă ratele la credite? Vom vedea. Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.